Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi este primul clip din seria noastră de tutoriale pentru youtuberii la început de drum sau pentru cei ce vor să devină youtuberi sau pentru oamenii care vor să învețe să folosească un program de streaming. Astăzi o să vă arăt cum să folosiți, cum să uh, începeți prima și prima oară în OBS Studio. Înainte de a începe clipul, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, la Jegosul Suprem, acolo sunt activ mai mereu, răspund la toate mesajele și postez chestii pe story pe care trebuie să le vedeți. Dacă nu sunteți abonați, apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat neapărat și hai să băgăm un like la clipul ăsta. Astăzi o să vă arăt cum să folosiți pentru prima oară OBS Studio, vrem să ne apucăm de YouTube, ok? Și nu știm absolut nimic și eu m-am lovit de treaba asta și orice alt YouTuber s-a lovit de treaba asta și am avut nevoie de, de, ajutor la un moment dat, nu am găsit clipul în română sau, mă rog, nu am înțeles. Prima și prima oară deschidem pe Google, căutăm OBS, da? Căutăm OBS, eu o să vă pun un link și în descriere. Căutăm OBS, dăm click pe primul link, dăm varianta de Windows, automat ne începe un download. După ce se termină de downloadat, o să aveți programul așa, OBS Studio 2403 Full Installer. Dați click pe Install, Next, Next, Next. La un moment dat trebuie să bifați o opțiune cu plugins și trebuie să o bifați neapărat. Aia contează foarte, foarte mult, o să vă zic eu pe parcurs. După ce am deschis instalerul, am instalat programul, ce facem prima oară când intrăm în program? Am intrat în program, am deschis obiectul și ne arată așa ce se întâmplă aici. Ca să creăm prima noastră scenă, o facem pe cea de jocuri, trebuie în stânga jos a programului, avem un plus aici la scene, avem un plus și ne arată ad a scene sau scenă, cum vreți voi. Scriem aici jocuri, Dăm OK și vedem că ne-a creat o scenă nouă care se numește Jocuri. Cu ea bifată o să ne adăugăm webcam-ul și jocul în sine sau display capture. Prima și prima oară trebuie să luăm display-ul sau jocul. Dacă vreți să vă jucați ceva o să vedeți că la unele jocuri tip LOL sau Metin mai sunt probleme și la PUBG Lite mai sunt probleme. Nu puteți să luați jocul mereu gen cu game capture și o să folosiți display capture ca să nu mănânc rahat sau ceva, știu că e diferență, pentru că eu am observat treaba asta în display capture și game capture, îți framează un pic pe live, deci e foarte bine dacă poți să iei jocul cu game capture, să iei cu game capture. Bun, prima dată noi să adăugăm un display, da, vrem să arătăm ce pe display. Selectăm scena noastră de jocuri, avem la surse, aici avem un plus, un minus, o rotiță, un up and down. Pe plusul ăsta o să ne arate tot ce ne trebuie nou să adăugăm în scena asta. Ce anume, audio input capture, audio output capture, browser, color source. Bun, noi lucrăm acum cu Display Capture. Dăm Display Capture, îi punem un nume, ecran PC. E foarte bine să-i pui nume, pentru că te încurci în ele la un moment dat. O să vedeți că aveți foarte, foarte multe băgate în scenă aia, cel puțin eu așa am avut, și m-am încurcat în ele, așa că îi pui nume. Dai OK și automat ți-ar trebui să-ți ia direct display-ul. Dacă aveți mai multe display-uri ca mine, o să le căutați aici la display 1, 2, 3. Eu am trei display, adică trei monitoare. Selectați display-ul pe care îl vreți voi bifați captur Cursor și dați OK. Și practic nu e aici așa o să vadă pe live sau pe filmarea pe care o faceți voi. Dar vrem să ne vedem și noi, nu? Normal, avem o cameră, ați dat 100, 200, 300, 400 de lei, 50 de lei, 60 de lei, nu contează că te ați dat pe cameră, trebuie să vă vedeți foarte bine. Bă, și asta vă recomand și eu la toți youtuberii sau la toți oamenii care se apucă de YouTube. Bă, frate, una e să faci fără cameră, una e cu cameră. Deci camera, nu știu, e un... E un bundle, ai băgat bani în joc, cum ar vine, știi? Așa ceva de gen. V-ați conectat camera. Da, trebuie să aveți camera web conectată la calculator, ați pus-o în fața monitorului, a șters-o foarte bine, să uită la voi, vă uitați la ea, o adăugăm. Plus aici la surse, video capture device, îi dăm un nume camera web și apăsăm magicul OK. Uu! E, aici avem magia noastră. Dacă aveți mai multe camere uh, conectate, cum am și eu, aveți aici de ales. Dintre C922 Pro Stream Webcam, Elgato uh, screen, screen Link și Cam Link 4K. Eu o să, o să folosesc uh, C922-ul, da? Camera mea Web. Selectăm camera Web și dacă o vedeți e un pic pătrățoasă așa, nu știu eu cum, cât de bine explic, dar ca să o facem white, apăsăm aici pe Resolution, FPS Type, apăsăm, îi dăm Custom, și după aia ne selectăm o rezoluție. Eu recomand rezoluția 1920 pe 1080 pentru camera Full HD. O lăsăm așa, restul nu, nu umblă la nimic așa, și apoi o repoziționăm din colțuri. Da? Deci ținem colțul și tragem un colț opus. Ok, bun. Și aici avem camera noastră. Da, vedeți, ne vedem pe live sau pe ce să faceți voi. Bine, o să apăreți voi, nu eu. Acum o să vă arăt și varianta a doua, o să încerc să vă arăt și varianta a doua, cea cu game capture, pentru că nu vrei să strimuiești doar ecranul, vrei să iei uh, game capture, da? O chestie importantă, pentru că mulți o fac greșit și mulți nu știu de treaba asta, vi s-ar putea întâmpla să se arate așa. Prima dată ecranul și a doua are camera web și practic tu să nu te vezi. Ce faci în situația asta, da? Când îți apare așa. Băi, eu sunt, mi-am luat camera, uite-o aici și nu merge, mă, nu merge. Păi, ca să înțelegeți foarte, foarte simplu, dacă tu ai ecranul, jocul, camera trebuie să fie mereu deasupra jocului sau ecranului calculatorului tău. Pentru că altfel nu te poți vedea, pentru că ecranul e, e full, 1920 pe 1080 și camera nu are cum să se mai vadă. Așa că iei camera, oricu drag, da? ți-a apăsat și o muți peste ecran, voilà, ori dacă nu, selectezi camera web și dai pe uh, sărgetuța asta Move Up. Am rezolvat problema. Bun, eu acum o să scot, pentru a vă demonstra vă. o să scot ecranul, apăs pe ochiuletul ăsta și nu se mai vede. Asta e și, mm. să știți, pentru, pentru live ul sau asta când vre, vreți să ascundeți ceva, apăsați pe ochiulet și se ascunde. Camera mea se ascunde acum. Gata. Bun. Deci, vreau să adaug un joc. Deschidem jocul. E foarte important deschide jocul înainte. Eu am aici deschis PUBG Lite-ul. Apăsăm Alt Tab și ne-a adus înapoi la programul nostru. Plusul magic și ne ducem pe Game Capture. Asta este setarea pentru a adăuga jocuri, orice tip de joc. Game Capture ne apare o nouă fereastră unde scriem jocul, numele jocului. PUBG Lite, pentru că o să vă loviți de treaba asta, o să vedeți dacă sunteți multi și faceți mai multe jocuri în același live sau vă jucați mai multe jocuri, o să, o să le aveți unul sub altele, le pui pe la mai sus, pe la mai jos, nu știi care se vede, care nu e ăla, mă rog. Deci e bine să-i pui numele. I-am pus PUBG Lite, apăsăm pe OK și acum ne apare proprietățile pentru PUBG Lite. Ce trebuie să facem? Prima dată ne ducem la Mode și schimbăm Capture specific Windows. Ne apare un nou tab, să zicem așa, cu window, unde apăsăm pe el și ne căutăm jocul. În cazul meu, îl avem aici PUBG Lite-ul, îl selectăm și dăm OK. Da? Nu merge. De ce nu merge? Că i-am dat, frate, am făcut ca tine, uite, nu merge. Păi da, dar mai sunt situații în care, practic, tu ești în joc, ai jocul deschis, dar programul nu-ți ia jocul. Ceea ce trebuie să faci este să lași programul deschis și să intri în joc, practic. Da, ai intrat în joc, stai, nu știu, 5-10 secunde și apoi apeși alt tab. Și o să observi că jocul merge acum. Ți-abară pe, uh, pe programul de streaming. Bun, totuși, la fel, nu avem camera. Avem jocul, dar nu avem camera. Nu mă văd, frate, cum fac să mă vadă oamenii? e foarte simplu, ți-am mai zis. Selectez camera și camera web trebuie să fie întotdeauna deasupra programului. O apăsăm pe camera web și o mutăm sus. Și acum avem camera web și jocul pregătit. Trebuie doar să ne jucăm și asta va vedea telespectatorul. O să ascund iar PUBG Lite-ul de dragul tutorialului și ecranul de PC. Acum avem și jocul, și camera web. Ne mai trebuie decât setările programului, pentru că nu poți să dai start streaming și să înceapă să streamuiască programul pe ce? Pe toate canalele de YouTube din România. Așa că intrăm în tabul de settings. Eu aici o să vă arăt. În tabul de settings din dreapta de aici aveți general stream, output, audio, video, hotkey și advanced Eu. Uh, e, un, un, e debatable, să zicem așa, adică sunt foarte multe variante de ce uh, B-Trade, ce setări trebuie să ții, așa că eu în peste 2 ani de când fac YouTube am avut rare ori probleme asta din cauza netului, din cauza YouTube-ului, uh, dar s-au rezolvat, așa că o să vă arăt setările mele de streaming, da, în care mie merg cel mai bine, nu știu, acum depinde și de voi. Bun, deci nu o să stau să fac alte setări, să caut alte setări. Partea cu stream-ul o lăsăm ultima, la urmă, prima dată vă arăt, vă arăt uh, celelalte setări, pentru că trebuie să intrăm pe YouTube și să vă arăt de unde luați. O cheie. suntem pe general, la, ne ducem la tabul de output și aici, la output mod sus, selectăm din simple, cred că așa vă vine, vouă, în advance. După ce am selectat advance cu tabul streaming selectat, avem aici. Setările pe care le folosesc eu. La encoder folosesc Nvidia NVH264 nu, e ultimul soft de la scos de la OBS uh, Rate control CBR bitrate 6500, asta e cel mai bine cel mai optim bitrate pentru mine. Keyframe interval 0, uh, preset performance, profile main de fate astea două, GP0, Max B Frames 2. Dacă vrei să filmați clipuri și să le postați apoi ulterior pe YouTube, la recording format, selectați MP4. Nu le lăsați MK, nu știu cum venea la, uh, la început, da? Selectați MP4, hit apply și asta e. La audio am audio bitrate 160 peste tot și la replay buffer n-are nicio, are nicio legătură. Ne ducem la stadiu de audio. Aici cea mai simplă setare, simple rate 44.1, channels mono, căștile de le selectați voi căștile voastre în care vreți să auziți și audio-ul ce microfon folosiți voi. La video uh, avem așa, base canvas resolution 1920x1080 output 1920x1080. Asta ca să vă explic foarte rapid Output-ul e exact cât scoateți voi pe YouTube, adică când intrați pe un clip acolo să vă uitați și aveți, vedeți că se vede el așa și vreți să dați voi rezoluția mai tare. Dacă vrei ca ai un calculator mai puternic și poate duce calculatorul, poți să lași 1920 pe 1080 adică să scoți Full HD. Dacă nu, are nicio problemă, poți să selectezi aici la uh, output 1280 pe 720 p adică o să fie 720 p maximul și te ajută mult mai mult calculatorul. Uh, bicubic Bicubic Sharped Scaling uh, 16 Samples și Common uh, FPS Value 5994 dacă ai un calculator foarte foarte, destul de puternic, ok? Dacă nu te poți juca aici la 29, 97 sau la 30. Bun, dai Apply, la fel, Hot ul încă nu e momentul să vi le arăt și avem aici la Advance niște setări unde nu am umblat sincer până acum. Aici avem um, stream delay-ul, dacă vrei să-ți bași din program, dacă vrei să-ți facă cineva stream snipe sau chestii de-astea, îi dai enable, bași de uh, durația de în cât vrei să ai delay și dai apply ok și gata, da, asta e. Și ajungem la tabul de streaming, ăsta e cel mai important. Bun, Aici avem la service YouTube slash YouTube Gaming și server primary YouTube ingest server. Ceea ce trebuie să faceți voi acum ca să puteți să legați canalul vostru de YouTube la program e în felul următor, da? Deci îi dăm ok la asta și revenim. Intrăm pe YouTube, ne logăm cu canalul nostru The Gaming și apoi începe magia. După ce ne-am legat pe YouTube cu canalul nostru de gaming, ne ducem pe canal în dreapta sus, dăm YouTube Studio, la YouTube Studio o să vedeți că eu nu folosesc YouTube Studio noul, ci folosesc vechiul YouTube Studio uh, și dăm aici în stânga jos vechiul studio de creație, dăm omite, nu ne interesează, accesează vechiul studio. Eu mă descurc mult mai bine cu vechiul, frate, nu știu, ăsta mi se pare așa, mult mai uh, agasant așa. Bun, ce facem noi aici? Ne ducem la tabul de fluxuri live, da? aici lucrăm noi pentru că vrem să facem live-uri, da? pentru cei ce vor să înregistreze, nu are treabă legătura asta. La fluxuri live avem selectat, redă un stream acum, ok? În partea din stânga, îmi pare rău că nu v-am arătat, în partea din stânga aveți un, uh, un mini tab, așa, tablou de board manager, video, fluxuri live, comunitate, canal, date statistice, traduce și creează, ok? În stânga aici ne dăm, uh, dăm click pe fluxuri live și avem selectat, redă un stream acum. În momentul de față, tu trebuie să te duci în josul paginii, și o să vezi că ai aici configurarea codificatorului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că YouTube-ul dă e o cheie pe care tu o legi de programul tău de streaming ca doar tu, în programul ăla, să streamuiești și să faci stream live pe YouTube, dar nu altcineva. Și trebuie să ai grijă foarte, foarte, foarte mare cu cheia de stream să nu o dai la nimeni pentru că îți poate accesa canalul din, de oriunde, da? cu orice program de, de streaming. Tu aici ce trebuie să faci? N-ai treabă cu adresa url a serverului ci cu cheia fluxului. Aici apeși, afișează, dar aveți grijă că dacă îi dați cuiva cheia asta sau cineva are cheia asta fluxului live, vă poate face live pe canalul vostru direct de la el de acasă, de pe telefon, de oriunde, da? Deci, eu o să o arăt acum pe, pentru clipul ăsta, dar o să o resetez o să mi se schimbe. Apăsăm, afișează, ne dă cheia aici, o selectăm, click dreapta, copii, îi dăm ascunde după aia, da? Eu o să o resetez, mă duc în programul de streaming, care e ăsta, mă duc la setări, stream și aici vedeți stream key dublu clic aici, o ștergem pasta, click dreapta, paste. Și ne-a băgat cheia streamului. Dacă îi dăm show, vedeți că e aceeași cheie, da? Hit the apply și ok. Bun, am setat și cheia fluxului live. Tot ce trebuie să facem acum, după ce ne-am făcut, bineînțeles, descrierea, ne-am pus un thumbnail. O să urmeze uh, tutorial și despre descriere, cum facem o descriere, cum facem un thumbnail, cum îl adăugăm. După ce am făcut setările astea, suntem good to go, adică mergem pe programul de streaming, arătăm aici ecranul frumos, bam, bam, ce avem noi de arătat, ne pregătim, ne-am ne -am spălat pe mânuțe, am tras ultima țigară, bam, bam, un pic de cola și dăm start streaming și întregul internet ne poate vedea. Și cam asta a fost introducerea mea în programul OBS, în programul de live stream, uh, primul pas al tău către YouTube, către a fi streamer și credeți-mă că e o meserie, eu pot, pot, zice meserie, dar dau ghirimele pentru restul oamenilor care nu consideră treaba asta meserie, este o meserie sau o treabă foarte, foarte frumoasă, mie îmi place, de a o fac cu drag după 2 ani și... Pentru partea a doua, guys, o să avem Site-ul de donații, cum creăm o alertă de donație, cum creăm o alertă de abonare, cum ne configurăm cu card, cu tot, ca să primim și noi donații, ca să ne primim și bănuții din donații, pentru că știți că sunt niște probleme cu TypeStream-ul în în zilele noastre. Așa că dacă vreți să vedeți și partea a doua, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să înscrieți în comentarii dacă mai vreți neapărat un tutorial despre ceva. Eu o să fac tutorial atât timp cât voi aveți nevoie de ajutor pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Depinde pentru ce aveți voi nevoie, da? Deci scrieți-mi în comentarii dacă aveți nevoie de un tutorial anume pentru o anumită chestie. Nu uitați încă să mă urmăriți pe Instagram la să sufrem pentru că sunt foarte activ acolo. Subscribe dacă nu ești abonat cu clopoțel și like la acest clip ca să mă motivez să mai fac și altele. Eu am fost Conacu. Pace!